Salutări și bun venit la acest episod de fotbal, de Aici Știri. Nu a mai fost în ultima lună un episod de Aici Știri, din câte îmi aduc eu aminte. Și de data aceasta sunt câteva știri importante din fotbal. Știți care este zica la fiecare român să pricepe la fotbal, mașini și femei. Să vedem cât ne pricepem la fotbal, că deocamdată suntem pe lângă. Dar înainte de aceasta, totul a început de la această știre că FC Viitorul Constanța, echipa lui Gheorghe Hagi, va fuziona între ghilimele cu echipa FAR Constanța din Liga 2. Adică teoretic nu este o fuziune, dar practic la nivel comercial este. La nivel legal nu este o fuziune și veți vedea mai încolo. Dar pentru început să vă prezint, dacă nu știți, unele echipe de tradiție care au dispărut din acest peisaj al campionatului de fotbal, al Ligii 1, sau cum se numea mai înainte de anii 2000, acest campionat. Cei dispăruți ar fi și Pandurul Târgu Jiu, UMT Timișoara, Venus, Provinul Hunedoara, ar fi partea de Oțelul Galați, FC Brașov, Sport Studențesc. Ele au fost echipe cu tradiție și chiar câștigătoare la un moment dat de unele cupe și premii. Dar dintre acestea sunt unele la limita de supraviețuire, printre care și Petrolul Ploiești și Dinamo, adică a doua echipă din istorică din țară. Ar mai fi partea de Poli Timișoara, ar mai fi și Rapid, este în acea, chiar dacă a promovat acum în Liga 1, și lista poate continua. Dar între timp, domnul Buleanu de la FRF, jos pălăria pentru sistemul care l-a realizat în 2014, de când ocupa această poziție, dar în ultimii ani nu mai este, cel puțin în viziunea mea, nu mai este reprezentativ acest mod de a comunica și de a administra o federație care este compusă din societăți comerciale și din asociații sportive, bineînțeles. Vom mai veni și în partea a doua a viitorului a episodului cu explicațiile de ce sunt mai multe asociații sportive decât în restul Europei, la noi. Spuneam că tot a început de la această știre care a făcut vâlvă și pe DigiSport, și pe GSP, și pe Hot News. Dar, de fapt, este o schimbare a numelui, după ce m-am informat, nu este o fuziune. FC Viitorul Constanța, care este societatea legală, juridică, care se ocupă de partea de administrare a clubului și a stadionului, se va transforma în FAR Constanța. Iar Gheorghe Hagi va fi antrenor, Gică Popescu președinte, și Gică Hagi și Ciprian Marica vor fi acționari. Tibi Kurt va fi președintele unor echipe, vicepreședintele unor echipe, iar Zoltan Adriasco va fi și el implicat în această nouă societate.
De ce se întâmplă lucrul acesta? Fiindcă Faul Constanța este o asociație sportivă, nu este o societate comercială care să fuzioneze și este, în continuare va fi, cel puțin deocamdată, va activa sub un alt nume care va fi, va avea Constanța FC sau ceva de genul denumire în Liga 2. Nu va fi vândută echipa, cel puțin deocamdată, chiar dacă domnul Ciprian Marica a spus că va vinde locul, nu va vinde, cel puțin în ultimele știri aflate, nu va vinde acest proiect, Faiul Constanța, la care lucrează de peste 4 ani, 3 sau 4 ani, fost fotbalist Ciprian Marica. Și într-adevăr va fi deținut ca și actualmente, ca și viitorul Constanța, va fi deținută și a doua echipă în proporții egale de Gheorghe Hagi și Ciprian Marica. Anul fuziunii noi, zice alt titlu tot din DigiSport, urmează clubul municipal Brașov, Steagul Roșu Brașov, să fuzioneze cu FC Brașov și Corona Brașov. Da, într-adevăr, și aici sunt două asociații care este o istorie tumultoasă a celor două echipe, și FC Brașov și Corona Brașov, cu multe retrogradări și multe avansări și așa mai departe. Dar nu, și aici nu este vorba de această fuziune. Vor fi compactate asociațiile și își vor păstra, la un moment dat, chiar vinde locurile în divizia a treia sau a doua, cele două echipe. Da, și Hot News remarcă tot ce vă spuneam mai devreme. Dar de ce a apărut această oportunitate? Fiindcă Gheorghe Hagi a fost prima dată legitimat la echipa în la sfârșitul anului 70 sau începutul anului 80, la echipa Faru Constanța. Deci, de ce a ales să realizeze deal, această afacere cu Ciprian Marica. Și da, într-adevăr, nu se poate vorbi de o câștigare a campionatului și ediția 2016-2017 a fost, când a câștigat viitorul, campionatul a fost wow. Dar vom vedea ce se întâmplă și în orice caz vedem că implică, cel puțin în primele faze, implică o ușoară schimbare a imaginii pe tot ce înseamnă material promoțional sau parte de imagine inscripționată pe diverse autocare sau stadion și așa mai departe. Nu va fi foarte ușoară această schimbare, chiar dacă este parte doar de a lipi un axibil pe un autocare, nu va fi ușoară. Ea va fi nevoie să intre în mentalul colectiv. De ce am început cu Farul? Cu viitorul și vedem că investițiile continuă la viitorul și după această semifuziune, să zic așa, comercială, mai degrabă decât legală, decât juridică, așa cum spuneam. Vedem că Gheorghe Hagi continuă să aducă noi jucători în ograda fostei campioane naționale. Dar FC Farul Constanța, cum se va numi, este singurul, și vom vedea, vă spuneam și la începutul
videoului, episodului, că este singura echipă care este într-adevăr una profitabilă. Vedem FCSB nici acum, după mai bine de 5 ani de zile sau 6 ani de zile după ce au început procesele cu CSA Steaua, nici acum nu are drept de folosință pe, nici pe FCSB, Fotbal Club Steaua București. Rapid nu are stadion. Nu are stadion pe care să joacă, deși este aproape gata stadionul din Gilești. Nu mai e nevoie de anumite parte de avize pentru a juca. Din nou, Steaua, deci ei cumpără jucători, dar problema cea mai mare a echipelor românești este managementul. Degeaba ai jucători buni dacă sunt de, pot să zic, conduși. Nu neapărat în sensul bun între noi și pus să facă schimbări care nu vor să le facă de către anumiți patroni de cluburi care se cred mici tirani peste acea echipă. Cât timp nu va dispărea această mentalitate, nu vom ajunge să realizăm, pot să zic, performanță. Nu vom ajunge să realizăm performanță. Și vedem Sepsi a început anul trecut sau acum 2 ani de zile construcția stadionul din Sfântul Gheorghe, 25 de milioane de euro. Sepsi și Farul Constanța, noua echipă, sunt singurele două echipe care au centru de juniori și investesc cu cap în juniori. Și lista poate continua cu multe. Vedem cât și în cazul Rapidului este o luptă, cine va prelua palmaresul, cine va juca sub noua siglă, sunt foarte multe lucruri care, cel puțin după Debrecen, nu se mai găsesc aceste, mai refer geografic, aceste întâmplări. Vedem, Dinamo intră din nou în insolvență, ceea ce este singura echipă care revine în insolvență. Să nu uităm, a fost și Rapid, a fost și CFR, a fost și Petrolul în insolvență, deci sunt foarte multe lucruri care au direct impact asupra activității sportive, ce să vă spuneam și data trecută. Dacă tu nu ai condiții să realizezi ca acea grup de oameni să aibă într-adevăr performanțe sportive, nelipsându-ne niciun lucru din baza tehnică și baza materială, o să ai performanță. Și repet, Sepsi și Viitorul sunt printre singurele echipe care au centru de juniori și stadioane proprii. Să nu uităm. Și vedem clasamentele care sunt foarte cel puțin pe Liga 2, sunt foarte compacte în prima parte a primele 6 poziții, vedem. Dar și sunt și echipe care, cum ar fi Universitatea Cluj, Gloria Buzău, Ripensa Timișoara, care abia se țin la liman, adică nu sunt susținute. Și în Liga 1 vedem partea de CFR, care tot câștigă și o să câștige și pe viitor aceste puncte. Chiar dacă sunt
multe lucruri de vorbit. Vedem în ultima parte aceste video, vă spuneam de ce sunt mai multe filme înregistrate pe societăți comerciale. Fiindcă se poate. La noi, noi furăm. Și după aia stăm să gândim. Până data viitoare,